Bun, deci următorul pas este să facem părțile desenate. O să modific înapoi strada 2 să fie cu 1,5, 1,5. Ok. Și la părți desenate, iarăși, la fel, am o structură după care lucrez pentru optimizarea procesului. Da? Deci acest model de părți desenate îl folosesc de la lucrare la lucrare. Și aici avem felul următor. Avem referințe în care noi adăugăm fișierele din ISTRA, da? Și alte fișiere. De exemplu, avem aici cartuș diverse în care adaug drumuri laterale, podețe și alte lucrări care nu le pot scoate din program. Lungul este scos din program, plan, ansamblu, nu știu ce, pichetare, plan, topuri și transversale, da? Cartușul. Cartușul ăsta se folosește la toate planșele, da? Cu niște atribute variabile, da? De exemplu, scara. Aici avem un element. Este un de asta, cum îi zice, field, da? Care preia scara de la fiecare desen separat, da? De la fiecare planșă. O să vedem mai târziu de unde le adaugă astea. Aici, la titlul planșei, adaugă numele file name, fișier, numele fișierului. Adică, dacă eu deschid plan de situație, axa 1, în titlu așa o să și apară, da, la plan de situație. Plan de situație, axa 1, da? Deci, în titlul planșei adaugă, de fapt, numele fișierului respectiv, da? Și atunci titlul planșei este și el dinamic, variabil, da? Se modifică la fiecare planșă. Planul de situație se deschide mai greu pentru că are elemente din civil, pentru că crearea planșelor le fac cu civilul și de aceea se deschide mai greu. A, și vorbeam de cantitățile în video anterior. Tabelul ăsta, Power Query, da, sau cum îi mai zice de Excel, se poate aplica și inclusiv la civil. Întrebarea este dacă civilul permite să exporți. Bine, el nu permite efectiv să intre în el cumva, da? Dar trebuie să exporți din el niște fișiere într-un format care poate să-l citească Power Query și atunci și din civil se pot face aceste rapoarte personalizate. Da? Deci aici avem planșa PS001 și aici avem plan de situație axa 1, da? Exact cum se numește fișierul 03 plan de situație axa 1. Scara o ia de aici, deci pentru fiecare desen, aici setez scara, scara 1 la 1000, da? Și el automat o adaugă aici. Și numărul planșei îl ia de aici, da? PS01 de numele layout-ului. Este un bug că scrie aici model, dacă îi dau la preview sau plot, o să apară PS001. Da? Asta este un bug pe care ăștia nu l-au rezolvat încă din versiunea 2010-2013. Bun. Da? Deci ăsta este cartușul. După care, la plan de situație, avem următoarele referințe. Vine cartușul, diverse, pichetare, plan și top. Da? Deci toate fișierele astea se iau din referință. Da? Mai departe, plan ansamblu, plan de situație, profil longitudinal. Da? La fel. Ia ca referință cartușul, care este același cartuș, dar aceste trei elemente sunt variabile și mai ia din referință lungul, da, care tot trebuie adăugat. Bun, și acum o să mergem să exportăm toate aceste fișiere. Asta este un lung de la altă lucrare, probabil. Și aici avem, da, scara 1 la 100, 1 la 1000 și titlul planșa 04, profil longitudinal axa 1 și PL002, da, adică de aici. Ok. Acum o să mergem înapoi în program să exportăm. Bun, și mai întâi din toate o să exportăm ce ai făcut? Asta nu vrea. Ok, atunci o să-l debifez pe ăsta și pe ăsta. Kilometri singular și aici o să-i zic că vreau pichez din 20 în 20 la toate axele și să îi dea și număr profil. Da? Asta îl salvez, îi zic PK și dau generare, da? După care vin aici și dau un calcul.
și deja pot să export profile transversale. Am adăugat și sistemul rutier, da. Bun. Selectăm profile transversale, toate axele, scara 100 la 100. Aici selectăm A3 jack și străduțe, șablonul ăsta străduțe, da? Și avem axa 1, axa 2 și axa 3 n-are nimic, dar le-a scos prin teren. Aici ar mai trebui să fac o chestie, că nu mi-a scos ăsta. Aici la debleu se schimbă ăsta fundul rigol la padron. Ok, și le mai exportăm o dată. Așa, nu mi-a scos sistemul rutier. Nu mi-a pus straturile. De ce? Aha, am asta desenat. Aici tot e un bug. Dacă nu desenez planul, nu-mi pune sistemul rutier, chiar dacă am bifat aici să-mi adauge și sistemul rutier în transversale. Profile transversale, axe active, generează, da, acum mi-a băgat și sistemul rutier. Și acum pe ăsta la export în referințe, pardon, în referințe transversale. Ok, ștergem. Mai departe, profil longitudinal, la fel toate axele. Asta îi schimbăm șablonul, că este alt șablon și aici tot un șablon generează, da? Și a generat și lungurile. Lungurile deja sunt împărțite, bine, la noi este scara asta, lungimea este foarte scurtă, dar el de obicei le împarte pentru A3-uri. Ok, și de aici mai trebuie să scoatem și pichetarea și elementele geometrice. Asta o să încarc un șablon din librărie. Bine, nu este. Să nu contează. Ok, și ăsta 2. Două șase, nu știu de ce caut aici. Bun. Și ăsta la fel îl exportăm în piese desenate, referințe, pichetare. Ok. Ștergem asta. Ștergem. A, asta altfel trebuie exportat. Aici trebuie să-i dau după număr model, da? Ca să fie... Dacă ne uităm, axele sunt foarte aproape și astea se suprapun. În layout o să apară doar elementele pentru axa respectivă, da? Ca să nu fie atât de greu citibil, o să apară doar elementele pentru axa respectivă. Adică din setări am zis ca axa 1 să fie pus pe un layer și axa 2 pe alt layer. Și în felul ăsta noi în AutoCAD o să le putem filtra. Și mai odată trebuie să mai generăm pentru planul de situație. Deja transversalele nu le mai tăiem prin pichezi, dar echidistante, da? Ca să fie mai... În stil 3D asta se face cu sample, da? Adică să fie din cât în cât să fie tăiate transversalele. Și o să-i dau generează. A, nu am 26 asta. Nu înțeleg de ce 26 îmi apare în alt model. În fine.
Am încărcat eu ceva. Bun, și aici deja bifăm intersecții și îi dăm să le să deseneze planul. Ok. Iarăși închidem modelul 0 și ăsta 26 pentru că am uitat și ăsta este planul nostru. Plan. Ok. Bun. Cam atât. Și acum mergem să definim, deci noi am descărcat tot în referințe. Aici deja noi începem să le aranjăm pe layout-uri, da? Avem plan de situație axa 1 la care bine, astea sunt ce sunt astea? Asta e altceva. Nu trebuie să dau reload. Am impresia că n-am salvat unde trebuie. Da, e ok, s-au dus. Trebuie un reload. Da, și ăsta este planul nostru de situație. Ah, am exportat și planul de situație în layere diferite. Nu e bine. Planul de situație trebuie să-l mai export odată. Și aici să fie normal. Plan. Ok. Reload. Gata, așa e mai bine. Bun.